Bună ziua! Stimate domnule președinte, domnilor deputați, onorată asistență! Consiliul Audiovizual este instituția care are misiunea de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de Codul Serviciilor Media Audiovizuale cu normele, standardele și cele mai bune practici internaționale în domeniu. Interes public în domeniul audiovizualului reprezintă asigurarea unei informări pluraliste și obiective a populației în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură. În anul 2020, Consiliul Audiovizual și-a concentrat eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor instituționale, stabilite conform strategiilor și planurilor de dezvoltare. În pofida faptului că anul 2020 a fost unul provocator cauzat de pandemia COVID-19, care a creat perturbări sociale, economice, atât la nivel de țară, cât și în întreaga lume, cu instaurarea stării de urgență în medicină, carantină, muncă la distanță, Consiliul Audiovizual și-a onorat angajamentele în calitatea sa de garant a interesului public și a contribuit plenar la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de Codul Serviciilor Media Audiovizuale, cu normele, standardele și cele mai bune practici internaționale în domeniu. Pe parcursul anului 2020, Consiliul Audiovizual s-a convocat în 41 de ședințe publice, în cadrul cărora autoritatea reglementară în domeniul comunicării audiovizuale a adoptat 248 de decizii și 3 note. Iar pentru asigurarea transparenței în procesul decizional și a activității instituției, pe pagina web oficială au fost publicate 42 de comunicate de presă privind activitatea Consiliului în cadrul ședințelor publice și alte 59 de comunicate cu caracter informativ. Întreaga activitate a Consiliului Audiovizualului în perioada anului 2020 a avut la bază câteva direcții de referință. Activitatea de licențiere, datorită căreia, la 1 ianuarie 2021, pe piața serviciilor media audiovizuale din Republica Moldova erau atestați 125 de deținători de licențe de emisie, dintre care 63 de licențe de emisie pentru serviciile de televiziune și 62 de licențe de emisie pentru serviciile de radiodifuziune sonoră. Astfel, Consiliul Audiovizual în anul 2020 a eliberat la cerere solicitanților 50 de licențe de emisie, a declarat nevalabile 33 de licențe de emisie. La solicitarea furnizorului de servicii media a retras o singură licență de emisie și concomitent a reperfectat condițiile a 11 licențe de emisie, a aprobat 39 de structuri ale serviciilor media audiovizuale. Pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră pe cale analogică, terestră, Consiliul Audiovizual a anunțat 4 concursuri pentru 29 de frecvențe radio disponibile și rămase disponibile și cele venite prin aviz de la Ministerul Economiei și Infrastructurii. În urma bilanțurilor concursurilor pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, și-a extins area de emisie 5 furnizori de servicii media și au fost înființate 7 noi instituții media audiovizuale. Astfel, piața serviciilor media audiovizuale autohtone s-a diversificat prin apariția a 13 instituții media audiovizuale noi, dintre care 7 posturi de radio și 6 posturi de televiziune. Și alte 3 instituții media au obținut licență pentru un nou termen de activitate. Televiziunea digitală este o altă ramură de referință, astfel în anul 2020, Consiliul Audiovizual a anunțat 2 concursuri pentru suplinirea capacității rămase disponibile și disponibilizate a multiplexului A pentru servicii de programe TV cu rezoluție standard. La concurs au participat 7 furnizori de servicii media pentru 6 sloturi, toți pentru extinderea arei de emisie. Astfel, prin multiplexul digital terestru A, a obținut dreptul de a difuza servicii de programe TV cu rezoluție standard 4 furnizori de servicii media. Din anul 2016 până în anul 2020, Consiliul Audiovizualului a reperfectat licența de emisie prin includerea dreptului de difuzare a serviciilor de programe prin multiplexul A cu rata de acoperire cu semnalul digital 97% din teritoriu și 96% din populația Republicii Moldova, pentru 14 furnizori de servicii media audiovizuale, respectiv sublinite 14 sloturi din 15, cu ceea ce nu ne putem lăuda și în anul 2021. Odată, o altă direcție de referință inclusă în raportul de activitate a Consiliului Audiovizualului este activitatea de autorizare.
La 1 ianuarie 2021, pe piața distribuitorilor de servicii media din Republica Moldova erau atestați 51 de deținători de autorizații de retransmisiune. Astfel, Consiliul Audiovizual în anul 2020 a eliberat, ca urmare a adresărilor solicitanților, 8 autorizații de retransmisiune la solicitarea distribuitorilor de servicii media, a efectuat 44 de reperfectări ale autorizațiilor de retransmisiune și a retras la cererea solicitanților 5 autorizații de retransmisiune, iar la solicitarea distribuitorilor de servicii media, Consiliul Audiovizual a declarat nevalabile 6 autorizații de transmisiune. Monitorizarea serviciului de programe și controlul activității instituției audiovizuale privind respectarea legislației naționale în vigoare este o ramură de referință care a stat la baza realizărilor Consiliului Audiovizualului. Astfel, în anul 2020, la capitolul protecției consumatorilor de programe, Consiliul Audiovizualului a monitorizat serviciile de programe ale furnizorului de servicii media audiovizuale, atât prin demararea monitorizărilor tematice, cât și urmarea autosesizărilor, sesizărilor și petițiilor parvenite în adresa Consiliului Audiovizualului. La acest capitol este de menționat că una dintre provocările cu care s-a ciocnit Consiliul Audiovizualului în perioada anului 2020 a fost monitorizarea a 2 campanii electorale, și anume campania electorală la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripție electorală uninominală numărul 38 din municipiul Hâncești, urmare a căreia Consiliul Audiovizual a examinat și dezbătut un raport de monitorizare. Și campania electorală la alegerile prezidențiale din octombrie-noiembrie 2020, care a supus monitorizării 15 furnizori de servicii media. Prin urmare, Consiliul Audiovizual a examinat și dezbătut public 2 rapoarte de monitorizare cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării principalilor buletine de știri are unor furnizori de servicii media audiovizuale la capitolul reflectării campaniei electorale la alegerile prezidențiale octombrie-noiembrie 2020. Așadar, urmarea monitorizării tematice au fost supuși controlului 45 de furnizori de servicii media, de televiziune și radiodifuziune sonoră, fiind descifrate 9.336 ore, 35 minute de emisie. Totodată, pe parcursul anului 2020, Consiliul Audiovizual a efectuat monitorizări și urmarea sesizărilor, petițiilor, contestațiilor parvenite în adresa CEA. Comparativ cu anul precedent, pe parcursul anului 2020, în adresa Consiliului Audiovizual a pervenit, respectiv au fost examinate 60 de sesizări, iar în baza acestora au fost supuși monitorizării 25 de furnizori de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră și descifrate 139 ore, 49 minute, 53 secunde de emisie. Astfel, în anul 2020, monitorizările Consiliului Audiovizual au fost taxate pe un șir de tematici, și anume responsabilitatea culturală, programe audiovizuale locale, respectarea structurii serviciului de programe, respectarea condițiilor licențelor de emisie, asigurarea informării corecte, protecția minorilor. Totodată, urmarea sesizărilor parvenite în adresa Consiliului Audiovizualului, pe parcursul anului 2020, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizări de conformitate a serviciilor media audiovizuale cu dispozițiile legale la capitole, reflectarea campaniei electorale, asigurarea informării corecte, dreptul la replică și rectificare, protecția persoanelor cu dizabilități, protecția minorilor. Totodată, urmarea monitorizării reflectării campaniei electorale la alegerile prezidențiale octombrie-noiembrie 2020, care a conținut 2 perioade de monitorizare și turul 2 de scrutin, s-a atestat că dacă perioada 15 octombrie 2020 a relevat cu unele rezerve o perioadă mai calmă, una care se încadrează în limitele normalității, în parametrii respectării codului serviciilor media audiovizuale, a regulamentului de reflectare a campaniei electorale, atunci perioada 16 octombrie-1 noiembrie 2020 a relevat 2 probleme esențiale în comportamentul furnizorilor de servicii media supuși monitorizării, și anume lipsa principalilor puncte de vedere aflate în opoziție și reflectarea neechilibrată a concurenților electorali, atât prin timpul acordat, cât și prin conotația reflectării candidaților electorali, fapt pentru care Consiliul Audiovizual a aplicat sancțiuni de rigoare.
Reieșind din aceasta, trebuie să menționăm că pe parcursul anului 2020, toate deciziile, cu mici excepții, ale Consiliului Audiovizualului, care au parcurs pe deplin etapele examinării procedurii judiciare, au fost menținute și recunoscute legale. Specific, menținute și recunoscute legale. Totodată, este de pe specificat faptul că unele decizii au fost anulate de instanța de judecată, deoarece cadrul legal este imperfect și lasă loc de interpretări. Astfel, au fost cazuri în care două decizii ale Consiliului Audiovizualului asemănătoare, una a fost anulată, iar alta menținută în vigoare. În încheiere, vreau să subliniez că activitatea mea în cadrul Consiliului Audiovizualului, în calitate de membru, a început la data de 3 august 2020. Ulterior, la data de 11 decembrie 2020, am devenit președinte acestei instituții.